Cu toții ne dorim ca lumea în care trăim să fie construită din adevăr. Având legături sociale și emoționale, împărtășim anumite gânduri și experiențe cu persoanele din jurul nostru. Cu toate acestea, este nevoie de un anumit echilibru. De aceea, adevărații înțelepți ne spun că anumite lucruri din viața noastră trebuie ținute în taină față de lumea din jurul nostru. Nu în zadar se spune cuvântul e de argint, tăcerea e de aur. Există lucruri în viață pe care este bine să nu le împărtășești pentru propria-ți liniște sufletească. Prin urmare, secretul nu este o minciună. Acesta este un aspect al comportamentului etic. Așadar, despre ce nu ar trebui să vorbești cu alte persoane? Ce ar trebui să fie ținut în secret? În acest video vei afla 10 lucruri care trebuie ținute departe de ceilalți. Primul, ai grijă cu cui împărtășești planurile de viitor. Cu toții avem anumite proiecte pe care simțim nevoia să le discutăm cu alte persoane. Ulterior, este posibil să lăsăm deoparte aceste obiective, să le amânăm sau să renunțăm la ele. Se poate întâmpla. Din păcate, în acest fel, putem atrage criticile celor din jur. Renunțarea la anumite planuri poate fi folosită ca o dovadă a faptului că nu suntem îndeajuns de perseverenți și nu luptăm pentru a ne atinge țelurile. Pe de altă parte, orice influență din exterior îți poate afecta propriile planuri. Așadar, până când țelurile tale nu vor fi atinse, păstrează-le în secret, deoarece o luptă tăcută, perseverentă, continuă și discretă dă rezultate mai bune. 2. Țineți în secret rețeta propriului succes. S-ar părea că această rețetă trebuie să o spui fiecărei persoane pe care o întâlnești. Poate reușești pe unii să-i inspiri să atingă succesul și să obțină bunăstare. Însă sunt oameni care o vor înțelege greșit, iar efectul va fi invers. Ceea ce ți se potrivește se poate transforma în nenorocire pentru altă persoană. Până nu-și găsește fiecare în parte propria rețetă investind propriul efort și energie sufletească, dorința de a obține totul dintr-o dată poate duce la eșec. De aceea, cei care dețin secretele unor afaceri de succes nu se grăbesc să le împărtășească. 3. Nu vorbi despre actele tale de caritate. Este un lucru bun să ajuți pe cei care au nevoie. O faptă bună este o raritate imensă în lumea în care trăim și, prin urmare, trebuie protejată. Este mai bine să nu porți medalii, ci să fii discret și modest pentru a-ți păstra puritatea sufletului. Faptele bune trebuie făcute fără să aștepți recompense. Dacă vorbești despre ele, în locul bunătății vine mândria și nu e bine, pentru că vei încerca să te ridici deasupra celorlalți. O faptă bună se consideră gata făcută atunci când a trecut și ultima emoție în conștientul tău. Iar dacă ultima emoție pe care ai avut-o a fost mândrie și supraapreciere, acea faptă bună nu va aduce bucurie nici ție, nici celui căruia ai întins o mână de ajutor. 4. Nu vorbi despre moralitatea ta și aspirațiile tale. Nu povesti în stânga și în dreapta despre gândurile tale pure, despre stilul tău de viață sănătos, despre restricțiile pe care ți le impui la mâncare, bunuri materiale, sex. Renunțarea la plăcerile lumești de dragul purificării sufletului este o alegere personală și nu trebuie afișată ca exemplu de urmat pentru alții. Abstinența de la unele plăceri lumești are efect doar în cazul când ea se combină perfect cu starea emoțională. Însă dacă am avut abstinențe doar la exterior, iar în interior mă mănâncă o mândrie și laudă pentru rezultatele mele, asta nu poate fi considerată nici pe departe ceva ce trebuie apreciat. Așadar, pe viitor când vei dori să îi impui cuiva stilul tău de viață sănătos, calea găsită de tine către absolut sau poate vegetarianismul, să te gândești de 100 de ori. Nu întotdeauna ce ai reușit tu îi poate fi de folos altei persoane. 5. Nu vorbi despre eroismul tău, curajul și alte manifestări de bărbăție. Noi toți de-a lungul vieții avem parte de provocări. Cineva le suportă fizic, cineva moral. Provocările exterioare sunt vizibile, pentru că oamenii primesc pentru ele laude, apreciere, faimă. Însă depășirea provocărilor emoționale, psihologice, nu le observă nimeni și, prin urmare, nu se acordă trofee și nu se construiesc piedestale pentru cei care luptă cu astfel de încercări. Și asta nu înseamnă că aceste persoane sunt lipsite de curaj și eroism. De aceea, înțelept este acela care nu se laudă cu propriile sale fapte eroice, pentru că nu ne este dat să știm ce luptă duce și câtă muncă depune cealaltă persoană pentru a-și depăși propriile trăiri sufletești. Ține minte, o adevărată faptă eroică se face în interiorul inimii tale, iar mai apoi rezultatul este apreciat de cei din jur. Cunoștințele tale spirituale sunt al 6-lea lucru despre care nu merită să vorbești. Ai spune cum așa, acesta este scopul nostru principal de a aduce oamenilor adevărul absolut. Da,
dar așa cum spun adevărații înțelepți, adevărata cunoaștere spirituală este diferită de cunoștințele spirituale și ar trebui să fie dezvăluită numai la atingerea unui anumit nivel de puritate. Prin urmare, principala greșeală a unui novice distribuitor al adevărului este dorința de a împărtăși cunoștințele spirituale prea mari, care în loc să aducă un beneficiu celorlalți, doar îi încurcă, îi alarmează și chiar îi înspăimântă. Așadar, dacă ești un novice deținător al adevărului absolut și cineva are nevoie de un sfat într-o anumită situație sau alta, oferă-l, dar nu-l învăța cum să ajungă la puritatea spirituală, deoarece atingerea acestei armonii interioare este diferită pentru fiecare dintre noi. 7. Nu vorbi despre conflictele tale de acasă și, în general, despre viața ta de familie. Ține minte, cu cât vorbești mai puțin despre problemele familiei tale, cu atât va fi mai puternică și mai stabilă. Cearta este o eliberare a energiei negative acumulată în timpul procesului de comunicare. Da, acest lucru nu este foarte plăcut, dar în principiu este util, deoarece pe lângă agresivitate are și un rol de purificare. Nu-i discuta cu nimeni pe membrii familiei tale, copiii tăi, soțul, soția, părinții tăi, ei sunt cei mai apropiați oameni. Chiar dacă există o anumită neînțelegere, discutați-o în familie și nu cu terțe persoane, deoarece cu cât vă plângeți mai mult de probleme, cu atât mai greu le veți rezolva. Poate că peste câteva zile veți uita deja de ceartă. 8. Nu răspândi bârfele auzite. Îți poți murdări de noroi bocancii, dar îți poți păta și conștiința. Iar persoana care răspândește toate bârfele auzite pe drum despre o anumită persoană nu se deosebește cu nimic de cel care s-a dus acasă și nu și-a dat jos bocancii încărcați cu noroi. Dacă ai auzit lucruri neplăcute despre cineva, nu este nevoie să le împărtășești altora. 9. Nu-ți discuta veniturile. Indiferent cât de mult câștigi, suma exactă nu trebuie spusă niciodată în timpul unei conversații. Cineva va fi lovit de frustrări, cineva va considera că lucrezi pentru prea puțini bani, iar al treilea va începe deja să-ți planifice bugetul. Cea mai bună cale de a scăpa de astfel de situații este să nu creați condițiile pentru apariția unor astfel de gânduri. Și în sfârșit, ultimul lucru. Nu divulga secretul care ți-a fost încredințat. Există situații în viață când simțim nevoia să ne descărcăm sufletul, să vorbim cu cineva despre durerile noastre, să auzim un sfat sau o mângâiere. Dacă ai fost ales ca o persoană căreia i s-au făcut anumite destăinuiri, nu înșela niciodată această încredere. Nu vorbi cu nimeni despre ceea ce ai auzit în secret, deoarece printr-o singură neglijență poți distruge reputația persoanei care ți-a încredințat secretul. Nu uitați să vă abonați la canal, prieteni, și să apăsați clopoțelul. Pe curând!